Salutare, copii! Astăzi ne-am luat un joc cu tapul cu elefant. Trufa cu elefant! Hai să vedem ce și-a luat Edi. Hai să-l desfacem. Te ajută tati, cred că e mai bine, nu? Așa, dar știți ce nu v-am spus? Edi a scăpat de gips. Da, și arată, deci ai... Momentan avem orteză. Mai avem până scăpăm și de orteză. Trebuie să avem grijă. 3 săptămâni. Da, 3 săptămâni. Avem până... E foarte greu. La începutul decembrie. Da, e bine atunci că... Atunci vin sărbătorile, dar până atunci avem o grămadă de lucruri de făcut. Și pe Moș Crăciun o să merg... Poftim. O să merg la grădiniță. Avem o forfecuță, uite, dacă vrei, tai forfecuță. Da, o să mergi la grădini. Da, la prieteni. Poți cu mânuța aia? Poate, Edi. Dacă nu te ajută, tati. Așa, cu degețelul mare. Așa, alea două degețele. Uite, tati, ține acolo. Hai, tai. Ia, de la tati să te ajut. Ia să vedem. Ia, poate merge. Da, o, dar e bun de tare. Și pentru tati. Stai, nu băgăm mânuță, ca să nu ne... Așa? Ia. Trage, destul de tare e plasticul. Da, copii, să știți că Edi noi am achiziționat acest joc din Jumbo. Da. Și tati, cât ai dat pe el, că tati l-a plătit? Parcă 50 de lei. 50 de lei. Pentru că Edi și-a mai luat ceva. Da, ăsta a fost 50 de lei. Dar acesta un e... Un semafor. Un semafor, da, i-a plăcut lui Edi foarte mult, Dani. De aici avem asta. Și aici avem ceva lipit. Stai așa ca să-l taie tati. Stai să-l taie tati, că avem acolo, da, avem scoci. Îmi dai voie să-l tai? Uite, o să-l tai de aici, din partea asta. Așa. Uite. Haide, să vedem. Hai, ce avem? Wow! Opa! Mai avem ceva în cutie. Mai avem și o placă, așa. Da. Cu elefant. Asta este canulețe. Da. Astea ce sunt? A, pe nas! Astea sunt trompele de elefant. Ia să vedem. Desfacem trompele de elefant. Avem trompe de elefant. Hai să vedem. Ia, arată ce culori avem trompele de elefant. Ia spune culori. Pink, adică roz, green, verde, blue, albastru and... și... Stai să mă gândesc. Purple. Purple, adică da. Violet. Așa, stai să deschidem. Dă-mi spate ca mie. 1, 2, alea două. Hai, da, Edi, de când are mâna, de când și-a fracturat mâna... Dreaptă, el vine dreptat. Da. Folosește acum foarte mult. Hai să vedem ce culoare avem. Învățați să scrie cu mâna stângă. După aceea avem niște inele. Ce culoare au? Da. Verde. Verde, da. Pink. Adică roz. Și purple. Adică violet. Mauve. Sau mov. Mov. Da. Green. Pink. Și... Bun. Știi ce facem acum? Și alea ce sunt? Ălea sunt ochelari. Sunt ochelarii de elefant. Ce culoare au ochelarii? Green, da. Purple, pink și blue. Adică dar verde. Dar ce facem cu ea? Să tăiem asta, uite. A, are ceva de tăiat, ok. Ia, hai că ține tati ăla. Tu tai acolo. Bravo, gata. Hai, dă forfecuța. Dă să iau asta. Gata. Ok. Wow. Așa. Ce culoare îți alegi? Hai. Tu trebuie să alegi o culoare și tati o culoare. Green. Green. Și tati blue. Și lui tati îi spui să-și aleagă blue? Ok. Ia să așa. Dar stai un pic. Păi trebuia să punem prima oară trompa. Prima dată se pune trompa. Hai. Așa. La asta îi punem prima oară trompa. Da, dar să fiu un elefant. Nu. Trebuie să vedem cum prindem trompa. Nu știu dacă. Forțat aici. Da. Dar nu arată pe ăsta? Am fost atent. Și acum... Așa, jos. Cred că un pic forțat pentru că nu ai cum altfel. Să-l pui. Da. Și are aici, uite, are o siguranță cum ar veni ca să stai trompa tot timpul. O să-i spui pe trompa aia. Nu știu, trebuie să fie mai mole plasticul. Asta e un pic cam...
aici. Ia de mie. Așa, stai un pic. Stai puțin nu, cu el. E destul de greu. Dacă nu reușește tata, nu trebuie reușește. Ia de mie, că poate reușește. Nu, așa, invers, trebuie să fie cu trompa în sus. Nu, cu trompa în sus, mama, nu cum, nu așa. Îl țineai bine inițial. Îl țineai bine inițial, pisi? Îl țineai bine inițial, mama. Uită-te la tata. Uite așa. Uite așa, trebuie să fie bine așa. De la tata, nu așa. Hai, lași pe tata să o fac și pe asta verde, te rog. Așa e. Așa e, da. Un pic cam tare plasticul ăsta aici, nu mă așteptam, adică să vreți un pic mai maleabil, să mă ușor de băgat. Da, deci copii să știți că aveți nevoie de ajutorul unui adult. Da. Și un adult are nevoie de ajutorul unui adult. Așa? Îl faci cu colbatru sau așa? Bun. Dacă ăsta, tot ce avem de celelalte culori, că el se joacă cu patru, până la patru... jucători. Așa, celelalte culori le dăm la o parte. Care nu așa, o să joace doar tati cu ei. Așa, regulile jocului sunt în felul următor. Trebuie să prindem cu trompele noastre, să adunăm cercurile de culoarea noastră. Adică dacă eu am albastru, mi le adun peste albastre, tu cu verde le adun pe alea verzi. Ok? Și ce interesant că trebuie să le aduni pe toate trei pe trompă. Nu, ai prins unul, dai deoparte, ai prins altul, dai deoparte. Le iei pe toate trei pe trompă și să le ții acolo până la al treilea, să nu-ți cadă unul când le iei pe al doilea și tot așa. Așa că facem o întrecere. Cine câștigă? Da. Provocarea asta e cea primește. Mai tare. Primește. Ce primește? Primește. Nu. Un marshmallow! Marshmallow, vreau. Marshmallow și dulciuri! Bun. Eu vreau dulciuri, tu marshmallow, ok? Nu, no, e marshmallow și pentru mine și pentru tine. Marshmallow, primește cineva okay. Marshmallow. Cine bun. Câștigă? Hai să începem! Un, doi, trei și... Am luat unul. Bună și tata. L-a căzut. Da. Eu cred că nu câștigă nimeni marshmallow. Tati are două. Și eu două. Edi a trișat. Edi a trișat. Da, a câștigat Ibi prin forțe improprii. Stai așa ca să termin și eu, stai. Tati, nu-i dăm nimic, alu, tati, nu-i dăm ce nimic. Ce s-a dat că eu nu pot să le iau pantrile. Hai să le iau eu. Așa. Acum poți să le pui pe rând jos? Cu una câte una? Nu, una câte una. Așa, una aici, una aici. Una aici. Și una aici. Ia uite-le. Da, v-am câștigat. Edi a fost cel mai rapid. Deci, Edi, primește marshmallow. Și tu? Eu ce să primesc? Eu primesc marshmallow de la tine. Face jumate-jumate, vrei? Pe data viitoare, copii, vă așteptăm okay, la pa! Un nou joc sau ceva. Ce vrei, Edi, să filmăm data viitoare? Stai să mă gândesc. Eu zic să îi scriem scrisoarea lui Moș Crăciun. Știu eu un joc cu albine de la, din Norvegia. Lasă că albine, până, norvegiene? Eu până una alta, cred că e mai bine să scriem lui Moș Crăciun. Copii, voi ce ziceți? I-a scris moșului? Ați fost cu minți? Mai găsit un marshmallow, ia asta. Oh. Am găstigat! Iar! Ah, nu, e corect, corect. Câte like-uri vrei, Edi, să strângem? 140. 1050 de like-uri. Bun, vă pupăm pe data viitoare. Nu uitați să vă abonați. Pa. Pa.